Bună, dragilor! Astăzi m-am gândit să fac o citire nouă cu oracolul Apocalipsei și tarotul Apocalipsei, deci va fi o etalare mai specială, dar nu despre lucruri negative, ci despre lucruri pozitive. Va fi o etalare despre noroc. Să vedem ce noroc ați avut, aveți și veți avea în viața voastră, care ar putea fi noroc pentru voi. Bineînțeles, sunt niște citiri generale și nu e că lucrurile se pot întâmpla și chiar dacă ar fi și o citire personalizată și atunci lucrurile se pot modifica, pentru că dacă îți schimbi gândurile și schimbi acțiunea, și schimb prioritatea, clar se schimbă totul. Da? Deci cărțile predispun, asta trebuie să știți și să rețineți ca și astrologia. Predispun, dar cele care dispuneți sunteți voi prin acțiunile și gândurile voastre și ale celor cu care voi interacționați pentru ceea ce vă doriți voi sau pentru ceea ce vi se întâmplă. Acestea vi spuse, haideți să vedem ce noroc ați avut, aveți sau veți avea. O să-mi scrieți voi în mesaje cât de bine se potrivește cu ceea ce știți voi, cu ceea ce vă doriți voi, cu ceea ce simțiți voi din viața voastră, că ar fi noroc sau ar putea fi noroc. Prima variantă este cu piatra albă, a doua este cu ciorchinele, de struguri, așa, cum zic eu, ciorchine, are formă unui ciorchine plin de cristale multicolore, și al treilea este acest pendul mov. Alegeți-vă varianta cu care rezonați gândindu-vă la noroc, noroc care a fost, care este și care va fi, și să vedem care este mesajul pe care îl transmit cărțile. Așadar, am să încep cu tarot. Haideți să vedem tarotul ce spune, care este, care a fost, care este și care va fi noroc pentru prima variantă, cristalul alb. Haideți să vedem prima variantă, ce a fost, ce este și ce va fi noroc, să vedem care este mesajul. Wow! La voi s-a grăbit un contract, o prietenie, să știți, un acord, sau faptul că sunteți șofer, că aveți carnet de condus, că ați vezi mașină, că ați luat carnetul, că ați luat un examen, că ați făcut un acord, un contract, poate de casă, de pământ, de orice poate fi aici, o siguranță, că v-ați făcut o asigurare, poate. Acesta pentru voi poate fi un noroc, să știți, a fost sau este sau va fi. Deci acesta va fi pentru voi noroc. Vă poate purta noroc. Un contract, o mașină, o înțelegere, o prietenie cu cineva. Deci un acord cu o persoană, o colaborare bună cu o persoană, vă poate purta noroc. Sau chiar cifra 4, sau chiar cifra 4, 4 sau zodii de foc chiar, 4 zodii de 4 ori, de 4 ani. Timp de 4 ani puteți să aveți avut noroc sau veți avea sau va fi. Da, deci poate fi avea astfel de situație. Haideți să vedem. Haideți să vedem ce spune tarotul. Haideți să vedem. Ce a fost, ce este și ce va fi, da? Foarte interesant. Pentru voi un cutremur a fost un noroc. Un cutremur, poate o ceartă, poate chiar această situație în care ne-am aflat cu epidemia, cu pandemia, poate a fost un noroc pentru voi. Un scandal, poate, o izolare a fost un noroc pentru voi. Un cutremur, o vreme proastă, ceva care a luat foc. Aici a fost ca intervenția divinității, cum ar veni. V-a oprit de la ceva. V-a oprit să vă fie ceva mai rău. V-a oprit la timp, tocmai printr-un dezastru, n-a putut altfel, pentru că n-ați putut voi altfel să percepeți, sau aici, dacă a fost vorba și la nivel de societate, nu se putea altfel, a fost o chestiune colectivă, trebuia să suportați colectiv, cum se spune, o anumită situație, dar pentru voi a fost un noroc. Asta în trecutul apropiat, să știți. Deci pentru voi a fost un noroc. Deci pare că cartea turnului, care vine chiar pentru o zodie de foc, poate chiar a fost în luna decembrie, spre exemplu, da? În noiembrie-decembrie s-a întâmplat lucrurile, sau cu cineva din zodii de foc. Ați avut ceva în luna noiembrie-decembrie care a luat foc sau care v-a blocat sau care... Sau poate pentru unii a fost vorba și de o dragoste care v-a luat mințile, da? Ceva care ați luat foc.
Da, poate o pasiune puternică aici, care a fost ca un cutremur în viața voastră. Deci, acesta a fost pentru voi un noroc în trecutul apropiat. Aici vorbim puțin de trecutul apropiat. În prezent, pentru voi un noroc poate să fiți fie că sunteți voi această femeie din zodie, de, poate chiar de apă, de aer, balanță, fie o femeie, poate fi vorba de o femeie căsătorită sau poate fi vorba de o femeie inteligentă, frumoasă, de afaceri, o inițiativă a voastră poate fi cu noroc în prezent, sau faptul că sunteți femeie, o femeie frumoasă, o femeie inteligentă, o femeie însărcinată poate, sau soție, o femeie cu o anumită putere în societate sau în grupul din care faceți parte, o femeie cu temperament poate să fie aici, deci pentru voi acest lucru e un noroc, sau o astfel de femeie. O femeie poate fi în prezent pentru voi un noroc, va aduce noroc într-un fel sau altul, va aduce o prietenie, va aduce ceva, o inițiativă, un noroc, o idee, vă învață ceva, vă ajută în ceva. Da, apare o femeie foarte întreprinzătoare, o femeie care are forță, are putere, care are inițiative, care pare o femeie care poate fi și mamă, și soție, și prietenă, și femeie de afaceri, da, apare o femeie care își folosește mintea foarte bine, inteligența. Acest lucru poate fi cu noroc pentru voi în prezent. Da? Ce vă doriți voi? Voi mai aveți încă de învățat. Încă voi, poate unul dintre voi nici nu știți încă exact ce vă doriți. Încă mai studiați, să zic așa, sau poate chiar vă doriți să vă faceți o carieră, vă doriți să luați niște examene. Foarte posibil să aveți astfel de dorințe. Vă doriți să aveți noroc la niște examene, să aveți noroc să obțineți banii pe care vi doriți, să obțineți niște beneficii. Vă doriți un noroc de acest fel. Acestea sunt niște dorințe ale voastre. Este foarte posibil. Obstacolele voastre, totuși, care vin în viața voastră, sau lucruri ascunse, lucruri, să zic așa, care vă influențează pe ascuns, poate fi cineva mai tânăr, o persoană mai tânără, fie femeie, fie bărbat, sau faptul că sunteți prea copilăroși uneori, prea irresponsabil, poate să fiți chiar voi această persoană, sau dragostea, vă ia mințile și sunteți puțin cam superficial, nu mai sunteți atenți, nu mai sunteți la fel de serioși, nu mai sunteți la fel de... Deci sunteți puțin mai aerien, poate să fie chiar voi, sau mai poate să fie că pentru voi un pericol poate fi o sarcină, un copil poate fi un pericol pentru voi, acum o să vedeți voi de ce vă duce într-un pericol, sau e un pericol ascuns care nu se vede, o sarcină ascunsă poate fi și o astfel de situație. Surprizele voastre, ca noroc, ce poate venea pe deasupra, vă veți vindeca poate pe neașteptate, sau vă veți decide să faceți o schimbare pe neașteptate. Acest lucru poate fi pe noroc pentru voi. Sau cineva sau ceva, pe cineva veți ierta pe neașteptate, sau veți fi iertați pe neașteptate, pare așa, veți face o schimbare pe neașteptate, după o durere, după o suferință, după ceva pe neașteptate, vă decide să plecați, vă decide să vă rupeți de trecut, vă decide să vă luați viața din nou în mâini, să renașteți. Poate să fie un noroc pentru voi. Da, deci mai poate să fie pentru voi un noroc în viitor mai îndepărtat, o persoană cu funcție, o persoană cu putere, sau un medic poate fi noroc pentru voi, da? Poate să fie cineva chiar un medic, o intervenție chirurgicală, pentru că am zis aici voi pe neașteptate, păresc că vă veți vindeca, pentru voi va fi un noroc acesta, deci norocul vostru este că veți găsi puterea de a vă renaște din propria cenușă, de a vă reface sănătatea, de a vă rupe de trecut, de a face o intervenție chirurgicală, poate și cu ajutorul unui medic, sau poate că într-o relație, într-o ceva care nu merge, într-un divorț, într-o situație, cineva vă va ajuta, vă va face dreptate, păreți că aveți aici un bărbat dintr-o zodie de aer care vă poate face dreptate, sau sunteți chiar voi această persoană în care veți avea o funcție de răspundere, dacă vă veți rupe poate de trecut, că am zis că voi aici, poate unii dintre voi studiați, fie ca femeie, fie ca bărbat, puteți fi acest lucru, poate e nevoie să nu mai fiți copil, să fiți mai responsabil, să nu mai fiți visători, să încercați să fiți, să iubiți, să faceți ce vă place, dar să nu aveți, fiți prea slabi, trebuie să fiți puternici, dar nu răi. Acele diferențe între cele, să faceți așa o diferență între a fi rău, a fi puternic, etc., între bine și rău. Pare așa o situație, da? Deci pare că puteți avea un succes. Mai poate fi noroc pentru voi
Deci în viitor apropiat puteți chiar face să vă vindecați, iar în viitorul mai îndepărtat poate apărea chiar un copil pentru voi ca noroc. Deci poate că la voi aici e ghinion sau noroc, o sarcină, puteți, pentru unii puteți pierde o sarcină și totodată sau puteți avea o sarcină care o duceți până la capăt. Deci poate de aceea e bine să fiți mai prudenți, să nu fiți superficiali, să nu tratați cu în glumă anumite lucruri, etc. Pentru că poate fi cu noroc sau cu ghinion, vă poate aduce cauza probleme chiar de sănătate sau depinde ce v-ați gândit voi. Deci pentru voi poate fi noroc chiar un copil sau o nouă dragoste mai poate fi. Cineva care vă va ajuta, un înger în viața voastră, poate apărea sau veți fi voi un înger și acest lucru va fi un noroc. Care este sfatul cărților? Este să fiți un bun profesionist. Dacă vă, deci, aici pare că un bărbat dintr-o zodie de pământ joacă un rol important pentru voi. Este poate necesar să fiți mai serioși, să nu fiți foarte materialiști, poate, dar nici prea sentimentali. Da? Deci trebuie să îmbinați utilul cu plăcutul, trebuie să încercați să găsiți acea balanță, să zic așa, pentru că am zis că în prezent sunteți într-o balanță, poate faceți o evaluare, poate chiar aveți o judecată unii dintre voi, depinde și la caz la caz, care poate fi cu noroc pentru voi și voi dacă veți trata cu seriozitate situația. Pentru că pare aici că pentru voi sfatul cărții este ori să apelați la profesioniști întotdeauna pentru sfaturi. Deci aveți nevoie de sfatul pentru bani, pentru investiții sau pentru împrumuturi. Nu vă luați după sfaturile unor persoane care nu au prea multe competențe. Duceți-vă direct la sursă, la bancă, consultanții financiari, cei care se ocupă exact de ceea ce vă interesează, pe asigurări sau pe afaceri sau pe sănătate sau pe ce vreți voi să faceți în viața voastră. Deci duceți-vă direct la specialiști, adică nu trebuie să vă luați după oricine, nici chiar după cărțile de tarot, spre exemplu. Adică că cele așa o părere a tarotului și vrei să vezi și mai spune și tarotul e un lucru, dar nu este tarotul cel care îți va da sfatul util neapărat pentru domeniul care te interesează. El vine așa complementar, să zic, cu o energie, cu ceva care îți poate deschide puțin un beculeț, dar nu e că este cel care îți da soluția la problemă sau care te ajută să-ți rezolvi problema sau alte mijloace divinatorii. Deci aveți nevoie de un specialist sau să fiți voi acest specialist, dar în orice caz să nu fiți foarte, foarte materialiști, da? Sau foarte rigizi, nici prea aspri, nici prea materialiști, nici prea nici să faceți pe Iisus, să zic așa, dacă nu vă simțiți că puteți duce acel lucru, pentru că nu păreți că puteți duce, da? Pentru că pare că nu sunteți creați, poate, pentru a fi... face sacrificiile supreme pentru toată lumea. Să vedem aici, da, deci chiar vă trebuie o privire de ansamblu ca să înțelegeți niște lucruri, să apelați, un bărbat poate juca un rol important pentru voi. Exact, cineva poate chiar din zodie de pământ, taur, deci se repetă. Deci aveți nevoie de o persoană cu forță, sau aveți fi o forță voi, dar trebuie să o folosiți într-un mod corect această forță, da? Deci pare că... zodia Taur joacă un rol important pentru voi sau un bărbat. Deci vă trebuie poate să vă alegeți cu grijă și anturajul, să aveți grijă și la anturaj, pe cine vă bazați, să cereți sfatul doar unor persoane competente, pentru că puteți avea mari câștiguri, mari beneficii, mari ajutor. Da, deci pare că dacă vă angajați cu seriozitate, veți depăși, veți rezista. Deci norocul vostru este că sunteți poate rezistenți la boală, la orice problemă, sau că aveți o profesie foarte bună, poate să fie pentru voi noroc, a fost, este și poate fi. Haideți să vedem și la varianta cu al doilea cristal, cristalul ciorchină, să vedem la voi ce a fost, ce este și ce poate fi noroc pentru voi, pentru a doua variantă, ce obține la desfugură, nu ce spune tarotul. Haideți să vedem. Foarte interesant. Și la voi, justiția, poate fi un noroc pentru voi, oamenii de lege sau cineva chiar din balanță pentru voi, poate fi chiar noroc, echilibru, ia uite și soarele, cineva din leu poate, sau o idee genială, sunteți voi, poate o persoană cu idei geniale, solare, pozitive, din zodii de foc, sau va influențează în bine zodiile de foc, adun noroc. Au fost și pot fi noroc și în viitor pentru voi. Haideți să vedem.
Iar a venit și balanța. Deci la voi, voi ați avut noroc, justiția v-a făcut dreptate, v-a făcut, să zic așa, dreptate într-o situație. A fost noroc pentru voi cineva din balanță, poate cineva echilibrat, ați avut asta în trecutul apropiat, chiar poate octombrie, septembrie-octombrie, nu? Da? Octombrie-noiembrie, când este zodia balanței, pare că cineva v-a adus noroc, da? Pare să fie sau persoana din zodia balanței sau justiția, vi s-a făcut dreptate sau faptul că v-ați păstrat calmul, că ați făcut pace în viața voastră, da? Pare aici poate chiar și un contract, o relație oficială, faptul că ați avut poate o relație oficială, poate sau un serviciu oficial, altceva, pare că ați avut, vi s-a făcut dreptate, da? Deci pare că în trecutul apropiat vouă vi s-a făcut dreptate. Stați puțin să aprind o candelă, că o lumână încă, că pare că s-a stins una și nu vreau să rămână pe unde am pus, să o aprind aici de la aceasta, că nu mai văd pe unde am pus eu. Am aici, da, că am stins-o și pe cealaltă, ca să fie treaba. Treaba le-am stins pe amândouă. Da, deci pare că nu am stat așa puțin, deci aveți niște, deci vă trebuie calm, răbdare, deci se vede că la trecutul vostru răbdarea v-a ajutat, cu toate că v-ați avut poate multe, multe probleme, deci v-a ajutat răbdarea. Haideți să vedem mai o, dar nu se aprinde. De ce? Ok, nu se aprinde, nu știu de ce, vedem de ce, ok, acum s-a aprins, haideți să vedem și la a doua variantă, aici, nu vedem și la asta dacă pot să-l aprind, că e s-a topit ceara și s-ar putea să nu, ba da, s-a aprins, ok, haideți să continui, deci, se pare că vouă v-a adus noroc o zodie de balanță, da? Sau, mă rog, o răbdare, înțelepciunea, echilibru pe care vi l-ați găsit. Ați reușit să vă echilibrați energiile și pentru voi acest lucru a fost noroc. V-ați centrat, să zic așa. Sau faptul că ați fost corești, cinstiți, că ați fost o persoană dreaptă, da, serioasă, acest lucru pentru voi a fost un noroc. În prezent, energia prezentului este la fel, la echilibru. Deci pentru voi este un noroc pentru că știți să jonglați cu situațiile. Sau aveți două joburi, sau aveți două relații, sau aveți ceva care jonglați. Da? Deci păreți ca un prestidigitator care știți să mergeți și pe sârmă, cum se spune. Știți să mergeți și pe bârnă. Știți să vă dați și la fund, știți să ieșiți și la suprafață. Știți să notați. Știți să notați și în ape tulburi și în ape limpezi, știți să vă adaptați, să zic așa, să vă mențineți în același timp în echilibru, să nu cădeți, să nu vă pierdeți, mă rog, valorile, principiile, să nu vă pierdeți capul, să nu vă pierdeți mințile, să nu vă pierdeți sănătatea, etc., etc. Banii, că aici vă vine vorba și de bani, deci păresc că sunteți într-un succes în prezent, deci norocul vostru e noroc pentru că aveți noroc, aveți noroc deja să, tocmai pentru că sunteți o persoană echilibrată. Aveți multe talente, poate, sau sunteți o persoană practică, cu multe îndemânări practice, acesta pare că a fost, este noroc pentru voi în acest moment. Și totuși, ce vă așteptați, ce vă doriți voi? Voi vă doriți, poate, să facă dreptate în viața voastră, sau vă doriți să rămâne singură, poate vă doriți una dintre voi, că văd aici o femeie singură, despărțită, divorțată, la distanță, vă doriți, poate, o nouă soartă unii dintre voi, vă doriți să vă recăsătoriți, poate chiar, dar vă doriți să vă recăsătoriți cu cineva care să facă dreptate în viața voastră, sau să fie o persoană corectă, să vă aprecieze, să vă înțeleagă, să nu vă forțeze mâna, să nu vă streseze, să fie, aveți aici, poate vă doriți să fiți o persoană, poate aveți un ideal, poate vreți să urmați exemplu unei alte femei, văd aici o femeie poate într-o zodie de aer, vreți să fiți ca o anumită femeie sau vreți să faceți pace cu o anumită femeie, aici depinde la caz la caz, pentru voi poate fi acest noroc sau o anumită femeie pentru dorințele voastre poate fi cu noroc, o femeie într-o zodie de aer sau o femeie care face dreptate, justiție, poate fi și o femeie care e văduvă sau despărțită, divorțată sau norocul vostru pentru dorințele voastre este că sunteți o persoană singură, despărțită, divorțată. Forțată, că nu aveți prea mulți prieteni și acest lucru pentru voi este un noroc pentru că vă puteți îndeplini dorințele sau o anumită femeie vă poate ajuta în acest sens
Obstacolele voastre și influențele ascunse sunt faptul că totuși aveți cineva care trage pe voi. Aici poate că sunt obstacole, trebuie să fiți atenți aici că cineva, orică voi vă obosiți prea tare, munciți prea mult, faceți eforturi inumane sau vă faceți în același timp prea multe lucruri, da? Poate că e nevoie să o luați mai ușor să vă, sau poate pentru voi e un noroc și acest lucru. Deci, cu toate că aveți aceste obstacole, faptul că voi aveți, poate pentru voi să fie un noroc, faptul că aveți niște dușmani ascunși care încearcă să vă tragă în jos. Da? Deci, vedeți această imagine ca și cum este cuiva care e un trage la un piatră de moară, da? Da? Deci, e muncă de Sisif. Pentru voi acest lucru este un noroc pentru că acest lucru vă ajută să depășiți niște limite. Da? Deci puteți avea vă demonstrează câtă forță, cât de mult rezistați, câtă putere aveți. Deci cu cât aveți mai mulți dușmani care încearcă să vă tragă în jos sau să vă blocheze sau să vă obstrucționeze sau să râdă de voi sau etc. etc. cu atât mai mult parcă pe voi vă ambiționează posibil și cu atât mai mult voi vă descoperiți darul, harul, talente, luați foc cu alte cuvinte și vă duceți și mai tare și rupeți toate barierele, să zic așa, și toți dușmanii dați peste cap. Deci pentru că această piatră de moară voi ar veni urcați la un deal greu, urcați pe un deal cu o piatră de moară legată de voi, da? Ei, și când vă enervați și vă duceți în sus și se rupe toate aceste legături care v-au făcut dușmanii, v-au pus la o piatră grea de în urma voastră, care poate conține vorbe, poate conține bârfe, poate conține răutăți, poate conține faptul că cineva profită de voi, de munca voastră, etc. Toate acestea e o piatră de moară pe voi, dar pentru că voi vă ambiționați să urcați dealul ăla, să ajungeți în paradis, să ajungeți să vă împliniți dorințele, să ce vreți voi să faceți, când se rupă acestea și se duce, răstoarnă piatra aia și vine la vale, vine tot peste dușmani, da? Și i-a luat vălugul, i-a făcut praf, deci tot rău e spre bine, cum se spune. Surprizele voastre sau norocul vostru care vine pe neașteptate în viața voastră poate să vină printr-un copil sau poate să vină printr-o veste, poate să vină printr-un studiu, printr-un examen, printr-un nou curs pe care îl faceți, printr-un nou drum care îl faceți, printr-o persoană mai mândră poate, veți avea un motiv de mândrie sau cineva se va mândri cu voi sau vă veți mândri voi de cineva. Acest pentru voi, lucru pentru voi poate să vină pe neașteptate și va fi cu noroc. În viitor apropiat, așteptați-vă că noroc pentru voi va fi un bărbat tot dintr-o zodie de foc, poate. Văd aici că voi aveți și zodii de foc multe, dar și de aer, dar și pământ. Deci un bărbat dintr-o zodie de foc poate fi noroc pentru voi. Poate fi un bărbat de afaceri, poate fi un bărbat un iubit, poate fi un prieten, poate fi un frate, un tată, nu știu, un soț. Aici o vedeți voi pe parcurs, poate fi pentru voi în viitor apropiat, nu foarte îndepărtat. Asta poate să fie câteva luni, câțiva ani, depinde. Deci, sau câteva săptămâni, depinde de energiile voastre. În orice caz, văd că va fi cu noroc pentru voi un bărbat dintr-o zodie de foc. Prin inițiativ sau niște inițiativele voastre, un drum al vostru. Iar mai departe, pentru voi va fi cu noroc un suflet pereche. Cineva orică voi veți dori un suflet pereche și îl veți avea, orică veți cineva vă va vrea înapoi, va vrea din nou să fiți în acea... Și pentru voi poate fi un noroc. Sau faptul că mai aveți o posibilitate într-o altă viață, mai aveți o altă viață, acest lucru va fi un noroc pentru voi, pentru că nu se termină viața pe această planetă, ci veți mai avea o altă viață și veți întâlni sufletul pereche, va fi un noroc pentru voi sau chiar un copil, pentru că aici sfatul cărții este totuși apare dragostea. Dragostea pe neașteptate, o împăcare, o revedere sau va trebui să faceți o alegere și acest lucru pentru voi va fi un noroc. Haideți să vedem ce spune și oracolul Apocalipsei. Să vedem ce va fi noroc pentru voi, dacă este sfatul cărților. Să vedem la voi. Wow, la voi vine un cavaler și la voi taurul. Deci taurul, simbolul taurului sau ceva din zodie de pământ, aici pare, dar totuși vine, pentru voi noroc va fi totuși Apocalipsa. Al patrulea cavaler al Apocalipsei, o persoană cu putere, o persoană care va veni și va anunța un dezastru, un dușman poate fi pentru voi, un noroc să știți. Dar poate cineva cu care voi ați avut ceva rezolvat, deci că am zis și aici că aveți norocul pentru voi, este această piatră de moare care vi s-a pus, cineva un blocaj, ceva care se strică, cineva care vă strică ceva, dar pentru voi să știți că va fi cu noroc și atunci trebuie să vă bucurați.
da, deci pare că va fi cu noroc o schimbare, da, deci va fi pentru voi. Va fi o schimbare care vă dă o nouă șansă, un nou început și văd că la voi apare zodia de aer și de pământ, care pot fi cu noroc pentru voi, dar și de foc. Haideți să vedem și la a treia variantă, deci varianta cu... Deci se vede că și la a doua variantă, Taurul joacă un rol important. Zodia Taur sau simbolul Taurului, puterea, da? Lucrurile practice, poate, persoane cu forță, cu putere, sau ezoterismul mai poate juca un rol important, da? Deci, de ce se grăbește la voi? La voi se grăbește o frică, o teamă, dar și o plăcere, poate o relaxare, da? Poate fi... voi aveți niște frici și niște temeri, dar pe toate vă poate aduce și bucurie și reușită și realizare. Haideți să vedem. Se grăbește o dragoste, să știți, o întâlnire, să zic așa, un vis care se poate întâmpla, se poate realiza. Copiii pot fi la voi. Copiii pot fi la voi un noroc sau un lucru noi sau niște noutăți care vin legate poate de un talent, da? Niște hobby, artiștii mai pot fi cu noroc pentru voi. Voi chiar aveți roata norocului aici, deci mai bine de atât ce se poate. Deci pentru voi în trecutul apropiat, noroc pentru voi a fost rivali, au fost rivali, niște concurență, niște amenințări, niște certuri, discuții. Pentru voi a fost un noroc, pentru că va veni, va ambiționa, va dat o idee, va dat o scânteie, s-a aprins o scânteie sau faptul că v-ați enervat. Pentru voi a fost un noroc, să știți. În prezent pare că noroc pentru voi este că sunteți prudente, prudenți, da? Că luați măsuri de siguranță pe online, pe relații, pe orice, da? Deci pare că vă puneți în siguranță, vă faceți o protecție, e nevoie să vă faceți o protecție pentru că acest lucru va aduce noroc în prezent vouă. Faptul că sunteți prudente, mai ales ca femei, poate că așteptați, că nu vă grăbiți, că sunteți inteligente, că sunteți poate și mai reci, pentru voi poate fi un noroc acest lucru, faptul că vreți să rămâneți singure, că vreți că sunteți singure, pentru voi e un noroc, pentru că nu aveți încredere, pentru voi e un noroc. Pentru voi noroc mai poate să fie că vă doriți poate să zburați, să plecați undeva, vă doriți să vi se facă dreptate, doriți să faceți repede ceva. Mai poate fi noroc pentru voi, poate aduce noroc pentru voi un spion, o persoană care e un informator sau, mă rog, e un spion sau faptul că sunteți spionați în online, da? Poate niște hacker pot fi pentru voi un noroc. Faptul că sunteți foarte buni în a mânui calculatorul sau știți să și zburați, nu știu, aveți o inteligență care zboară departe, să zic așa, aveți o privire de ansamblu, sunteți ca un vultur, aveți o privire foarte ageră, da, înțelegeți lucrurile foarte rapid, vă mișcați rapid, aveți o minte brici, să zic așa, sau sunteți și mai agresivi, poate într-un fel mai bătăioși, mai nervoși, mai impulsiv, cu toate astea, pentru voi poate fi și cu noroc. Obstacolele voastre sau lucrurile ascunse pe care nu le știți, care totuși vă poartă noroc, poate să fie o femeie care v-a pus obstacole, pentru voi a fost un noroc obstacole care vi le-au pus ea. V-a trezit la ceva, v-a prins o idee, mintea, sau faptul pentru voi poate fi cu noroc faptul că nu vă spuneți tot ce faceți, sunteți foarte inteligente, foarte aveți studii multe, dar nu vi le spuneți câte aveți, nu vă dați mare. Pentru voi poate fi un noroc acest lucru sau că sunteți o femeie frumoasă, deșteaptă, nu vă arătați cât de frumoasă sunteți, cât de deșteaptă sunteți, etc., etc. Sau nu spuneți de o anumită prietenie. Pentru voi aici, da, faptul, acestea sunt niște obstacole care pentru voi sunt noroc. Sau că nu aveți prietene, poate și acest lucru, că sunteți o femeie singură, despărțită sau, mă rog, fără parteneri. Mai poate fi pentru voi noroc ca surpriză, pe neașteptate, o femeie dintr-o zodie de pământ, care poate fi o femeie foarte bogată sau frumoasă, o femeie care are multe, multe daruri, haruri, poate o femeie foarte generoasă, dar și poate foarte posesivă sau foarte perfidă într-un fel sau altul, totuși pentru voi este noroc. În viitor, pe neașteptate, adică, sau veștile care vin de această persoană. În viitor apropiat, mă rog, pentru voi poate fi un suflet pereche, poate fi faptul că veți reuși să reparați ceva, reușiți să recuperați ceva sau să vă întâlniți cu un suflet pereche. Suflet pereche care poate să fie și partener, copil, părinți, rude, prieteni, etc., sau iubit. Iar un alt noroc pentru voi, în viitorul mai îndepărtat, poate fi chiar roata norocului. Deci chiar veți avea noroc.
așa, pe neașteptat, vine, se redresează niște situații, apar din senin, așa, se întâmplă niște lucruri, da, poate și legate de noutăți tehnologice și etc., etc. Deci vor fi niște ocazii foarte favorabile să învârtiți roata în favoarea voastră, dar foarte rapid poate trebuie să vă decideți, foarte rapid trebuie să vă mișcați, sau faptul că voi sunteți, vă mișcați foarte repede, acest lucru în viitorul îndepărtat va aduce noroc pentru voi, poate chiar să faceți călătorii interstelare, cine știe, pentru că am zis aici că voi aveți o privire de ansamblu de undeva de sus, da, puteți să faceți să călătoriți, deci puteți să aveți mare oportunități, mare noroc. Și sfatul cărții este pentru voi, pentru norocul vostru, ca să vă aduceți, este să depășiți niște frustrări, poate să vă construiți încet și sigur o stabilitate, o siguranță, un cuib, un loc al vostru, să faceți, să vă clarificați niște lucruri. Acesta pentru voi va fi noroc. Deci dacă voi veți face niște clarificări și veți depăși niște frustrări, să zic așa, niște frici temeri, cu siguranță veți avea noroc. Și haideți să vedem ce spune și oracolul Apocalipsei pentru noroc, pentru cei care ați ales a treia variantă, pendulul. Noroc pentru voi vor fi poate chiar ezoterismul, niște sigilii, deci am zis aici măsuri de siguranță, deci voi poate va trebui să vă luați multe măsuri de siguranță, da? Deci pentru că pentru voi poate fi noroc și, și la voi al treilea cavaler al Apocalipsei, deci vă poate aduce noroc, deci și voi veți primi niște vești, apare un bărbat, poate fi și la voi cu noroc, poate, sau un copil chiar, și poate că este cu noroc pentru voi va fi chiar ezoterismul, sigiliile, mă rog, sau măsuri de siguranță, asigurări, etc., deci fie pe online, pe telefon, pe calculator, antivirus, etc., etc., toate acestea măsuri de siguranță pentru voi aduc noroc, aduc reușite, protecție divină, poate unii dintre voi prin divinitate, prin credință, prin ezoterism, da? Păreți că puteți avea noroc și mai poate fi vorba și de ceva neprevăzut care apare, să zic așa, o situație conflictuală, al treilea cavaler al Apocalipsei, care pentru voi poate fi cu noroc pentru că vă face mai vigilenți. Poate veți avea niște decizii de luat, da? Va trebui să vă vin niște bani, da? Păreți că faceți niște investiții care vă pot aduce noroc pentru că aveți aici roata norocului și această femeie bogată sau voi, inteligența voastră. Măsurile voastre de siguranță, rezervele voastre intelectuale, financiare, spirituale, etc., toate acestea sunt cu noroc pentru voi. Cam asta e ce pot să spun și la treaba variantă, ce a fost, ce este și ce poate fi noroc pentru voi în viața voastră. Eu sper că v-au plăcut aceste citiri, etalări în trei variante și că veți avea cu toții noroc pe toate planurile așa cum vă doriți. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați în canalul meu de YouTube Crista Rot. Vă mulțumesc că sunteți înscriși și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți și bineînțeles să aveți mult noroc în tot ce faceți.